O zi obișnuită. După câteva minute, după ce s-a trezit mal. Adică știți ce, la ce mă refer. Cred că ar trebui să mă duc la mall. Teleportor, teleportor magic. Oare unde a fi malul? Oricum, cred că când o să vină din teleportorul ei, o să aibă părul foarte, 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 foarte groaznic. Uite, acum vine. Vai de mine, trebuie să mă duc la coafor. Trebuie, nu trebuie, chiar trebuie. Văd că voi doi aveți nevoie de foarte puțin ajutor. Eu nu, eu am părul perfect, ea l-are. Bine, bine, vino încoa și îți dau pe gratis. Așa stai aici. Bine. Ok, bun, vrajă! Arată wow! Face marea dezvăluire? Întoarce-te! Arăt fabulos! Poate, tu nu faci minunății așa, tu faci miracole! Vai, mersi, e doar un mic talent de-al meu. Un mic talent e cel mai mare talent. Hai să nu mai vorbim și să mergem la cumpărături. La revedere, la revedere, sper să vă mai văd. Bine, pa! O, stai așa, am teleportorul. Trebuie să vin lângă tine, Jane. Sau tu să vii lângă mine. Nu, tu vii lângă mine. Bine. Acum că am ajuns aici, putem să mergem la următorul magazin, adică unul mai plinuț, așa. Ok. Hai să ne teleportăm! Tare. Wow, coafurelul Chloe din cartea de modă. Și dracu Laura. Bună ziua! Ah, Ivy! Tu ești? Da, eu sunt pentru că la celălalt magazin am vândut toate produsele, am venit aici, în magazinul cel mai mare. Bun, și ce cumpărăm de aici? Nu știu. E chiar frumușel. Poate să fie camera mea. Puteți dormi aici. Puteți să vă aduceți paturile. Pe bune? No. Iertați-ne că n-am zis de la început, dar după cum vedeți, e Maggie foarte uimită și nu mai poate respira și nu mai putem face video, așa că ne revedem la partea a doua. Pa, pa!